Am vorbit despre versetul din Coran, din capitolul Taha. Capitolul Taha la început, când citim acest capitol, ce spune Allah subhanahu wa ta'ala? Știm că aceste litere abreviate în Coran, Taha, Yasin, Qaf, Nun, Hamim, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Mim, Ra și așa mai departe, toate aceste versete sunt niște provocări, litere abreviate, sunt provocări împotriva celor care pretindeau că știu mai multe decât profetul Muhammad. Atunci a venit profetul și a provocat. Allah a trimis aceste versete să-i provoace, să spună, scrieți voi un Coran mai bun decât acesta. Dacă într-adevăr sunteți voi deștepți, dacă într-adevăr sunteți mai inteligenți decât profetul, decât Allah subhanahu wa ta'ala, poftim, literele din care sunt scrise aceste versete din Coran sunt literele limbii pe care o vorbiți. Scrieți și voi un Coran asemănător lui. De aceea, peste tot în Coran, cum trece un grup de aceste litere abreviate, automat urmează verset care vorbește despre Coran. Yasin, wal Coranil Hakim. Elif Lam Mim, zalikel kitabu. Taha, ma anzalna aleikel Qur'ane liteshqa. Taha, noi nu am coborât acest Coran asupra ta, o Muhammed, liteshqa, ca să te superi, ca să fii posomorât, ca să fii mâhnit. Ce înseamnă? Versetul trebuie să-l înțelege în modul acesta. O Muhammed, noi am coborât Coranul ca tu să-ți găsești liniștea. Nu am coborât Coranul ca tu să fii posomorât, mâhnit, supărat. Și în aceste versete Allah subhanahu wa ta'ala pomenește, mai spre sfârșitul capitolului vorbește despre versetul care l-am pomenit mai devreme și despre crearea lui Adem a.s. Acesta este un mesaj pentru noi toți, pentru toți oamenii. De când Allah subhanahu wa ta'ala a creat pe Adem a.s. a stabilit unele legi. Aceste legi rămân valabile până ziua de apoi. Aceste legi rămân valabile, nu se schimbă până în ziua de apoi. Trebuie ca noi doar să citim Coranul, să înțelegem Coranul, să-l aplicăm, pentru că aici se găsește liniștea noastră sufletească. Nu se găsește în averile lumești, în bunurile lumești. Noi așa credem, poate. Din exterior te uiți și spui, cu tare este fericit, e bucuros, are mașallah, are bani, are tot ce vrea. Tot ce vrea, în ochii noștri, nu este chiar tot ceea ce vedem noi. Un singur lucru este cel mai important. Dacă nu ai liniște în suflet, nu ai nimic, ești sărac. Chiar dacă ai averi, chiar dacă ai avioane, elicoptere, iahturi, vile, mașini, poți să deții tot ce deții. Dacă nu ai liniște sufletească, nu ai nimic. Nu ai nimic în această lume. Deci, liniștea sufletească este cel mai important lucru care aduce fericirea într-o casă, în sufletul unui om, într-o familie, într-o societate. Noi în ziua de azi, materialismul acesta ne învârte așa, ne-a băgat într-un curent și curgem toți crezând că trebuie să am mașină ca locutare, vilă ca locutare, banii locutare, salariul locutare și așa mai departe. Și nu realizăm cum trece această viață lumească și nu realizăm cum în acest avânt al nostru câte boli, da? Câte boli se lovesc de noi, câte boli căpătăm căutând fericirea lumească, între ghilimele, în bani sau în altele. Allah să ne ferească. Amin. Allah este unica noastră speranță. Nu avem altă speranță în afară de Allah subhanahu wa ta'ala. Nu avem altă speranță în afară de Allah subhanahu wa ta'ala. Dacă spui alte speranțe, toate se vor duce. De exemplu, merge un om pe stradă și a luat salariu pe lună. A muncit la sfârșitul lunii, a dat salariu. Vine cineva și fură geanta cu bani, portofelul. Ce o să fie pentru? Alți bani nu are. Acest om este gata, terminat. Dacă mai avea ceva economie acasă, impactul, șocul o să fie mai mic. Dacă are și un cont în bancă în care are bani, șocul va fi și mai mic. Și așa în continuare. Noi îl avem pe Allah subhanahu wa ta'ala, care nu ne lasă nici în lumea asta, dacă noi nu-L lăsăm pe El, și nici în ziua de apoi.
Speranța noastră este neîntreruptă. De aceea, cei care cred în Allah, cei care cred în Allah, au câștigat. Au dețin cheia fericirii. Credința în Allah îți dă o cheie, în care găsești liniștea sufletească. Acum depinde fiecare dintre noi cum folosește această cheie. Ne apropiem de Allah subhanahu wa ta'ala sau ne îndepărtăm? Cu cât ne îndepărtăm de Allah, dank, ne auzim de acel cuvânt din Coran, dank, da? O viață grea. Și cu atât te apropii de Allah subhanahu wa ta'ala, cu atât îți găsești liniștea sufletească. Pentru că numai Creatorul nostru știe cel mai bine ceea ce ne aduce liniștea sufletească și numai El știe ce ne este nou, benefic și folositor. Allah subhanahu wa ta'ala de aceea a stabilit aceste lucruri. Vedem în viața companionilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nu? Erau companioni foarte săraci, dar liniștiți. Erau companioni foarte bogați, dar la rândul lor liniștiți. Nu aveau probleme. De ce? Pentru că bogăția, cum spune Imam Ahmed ibn Hanbel, a fost întrebat, poate să fie un om bogat având 1000 de dinari în buzunar, adică să spunem 1 milion de euro? Și a spus da, dacă i-are în buzunar, dacă i-are în inimă, nu e bogat, e sărac. Dacă i-are în buzunar, este bogat. La fel și ei aveau, dețineau multe averi, erau milionari, miliardari între companioni, nu? Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf și alții. Osman ibn Affan singur a pregătit o întreagă armată, de exemplu. Era miliardar. Dar asta nu l-a oprit. Sau ceilalți companioni care erau foarte bogați, Abdurrahman ibn Auf și alții, dar cu toate acestea erau întotdeauna împreună cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și mergeau pe calea pe care îi îndruma profetul sallallahu alaihi wasallam să meargă. Această bogăție nu a ocupat loc în inima lor. A ocupat loc în buzunarele lor. Așa trebuie să fie și pilda credinciosului. Bogăția nu trebuie să-ți intre în suflet. Dacă ți-a intrat în suflet, ești sărac. Dacă stă în buzunar, atunci ești într-adevăr bogat. Și de aceea, bogăția nu este în contradic, nu se contrazice cu credința. Din potrivă, cu cât ești mai bogat, credința ne îndeamnă către zechiat, nu? Din bazele islamului, să dai zechiat, să dai dania. Păi cum o să dea un musulman dania dacă e sărac? Deci vedem din start cum islamul te îndrumă să muncești, să câștigi, ca să fii dintre cei care câștigă foarte multă răsplată prin danie, prin pomană, prin sadaqa. Islamul nu te îndeamnă să trăiești sărac, să-ți vezi, bă, mi-am câștigat traiul și alhamdulillah. Ok, alhamdulillah, nu te necăjește islamul sau nu te ceartă islamul că ești sărac sau că ești bogat. Important e să știi ce faci cu ceea ce ai și important, înainte de toate, să nu te îndepărtezi de Allah subhanahu wa ta'ala, pentru că atunci vei avea un trai chinuit. Allah să ne ferească, Allah să ne țină aproape de calea cea dreaptă, să ne țină pe calea cea dreaptă. Allah să ne ferească să fim dintre cei care se îndepărtează de El și prin aceasta își pierd liniștea sufletească. Allah să ne țină călăuziți pe această cale până și în ultima clipă pe care o